Când pleca odată la război un om, i-a strigat o cioară copățată în pom. Cra! 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 Du-te la bătaie! Pentru țară mori! Eu aveam forță atunci și mi se spunea fiara. Nu oboseam și țineam orice greutate. Păpușa îți cere ea singură ce trebuie să-i faci. Eram luță, erou. Păpușa era foarte frumos, dar nu mișca nimic, nimic. Nici brațe, nici capul, nici nu să-l lase, nici să se uită stânga în dreapta. Și spectacolul a căzut. După 3 săptămâni n-a mai putut să joace. Nu venea nimeni. Veneau și plecau. Pentru că era lipsit de viață. Dacă personajul principal e un băț purtat, degeaba e frumos. Că îl vezi 5 minute și la revedere. Păpușa are o forță extraordinară față de copii. Pentru că el știe că păpușa e aici și dacă el o ia în brațe, face ce vrea cu ea. Dar ca să miște, să-și întoarcă capul, să-i spună, să-i zică bună ziua, hai, pupă-mă, te pup eu. Și atunci rămân atât de uimiți și sunt așa de încântați că păpușa vorbește și se mișcă, încât crede efectiv că trăiește și că poate să îl învețe de bine sau de rău. Brândușa, vină încoace. Nu am ce să fac, dar eu te schimb de rol că n-ai făcut nimic. O găleată cu apă, dacă mi-o arunca în cap, cred că nu aveam șocul ăla. Și zic, doamnă, dar vă rog, dați-mi timp o săptămână. Mă gândesc, iau păpușa acasă, lucrez și mai facem o vizionare, dacă sunteți de acord. Nu cred că era chiar așa de prost, dar în orice caz era prost. Mi-am luat magnetofonul și bifam unde nu mi-a plăcut cum am înregistrat, cum a vorbit elefanțelul, de ce sau nu știu ce. Și am venit peste vreo 5 zile. Zic, doamna director, uitați, spectacolul ăsta, păpușa e țeapănă. Era un cap mare, cu niște urechi mari, pe care nu aveam cum să mișc decât hâț un pic, hâț un pic. Nici nu se vedea. Erau urechile prea mari. Corpul era din întreg, dintr-un burete, și numai băgam mâna ca să pot să țin capul prin interior, să nu mi se vadă mâna. Zic, e fals. Trebuie ceva, un text. Brânușa, zi tu, eu notez tot și îți aduc mâine textul. Și a venit a doua zi cu toate astea și nu știu dacă într-adevăr am schimbat atât de mult, dar a devenit un spectacol de referință al teatrului.